Bună, bună, dragilor! Bine v-am regăsit! Ia uitați, dragilor, ce vreme este! Soare, hal, nu-i fric, dar este o ceață. Suntem în drum spre Ungaria. În partea asta de Ungaria, tot timpul când mergem în partea asta către Ungaria, e mai cețos, așa, e mai... Și chiar când este timp frumos afară, aici câteodată mai este ceață. Așa e locul. Aici este locul unde este ceață, sau cum plouă, de nivel la 20 de kilometri. Și în Ungaria mai avem un loc tot așa, așa e, Vasile? Da. În Ungaria mai este tot așa un loc când nu prea vedem, e plin de ceață. Sper să putem să lucrăm ceva la căsuță, că de-aia mergem. Abia așteptăm să ajungem, o să vă ținem la curent, să vedem ce găsim acolo, cum găsim, că n-a fost de mult. Ce pot să vă spun, că este înghețat, este rece, destul de rece, doar că este soare, după cum se vede, avem soare și ceața asta care bate în partea asta, când mergem către Ungaria, tot timpul avem o ceață, deci tot timpul este ceață aici în zona asta. În rest, totul, toate cele bune, să vedem cum este la noi timpul, abia aștept să vedem și ne-am uitat să nu ploaie, să nu ăsta, nu arată ploaie la noi, doar arată rece și sper să putem să muncim. Vreau să vă arăt aici pe cât se vede, arată foarte, foarte bine și pământurile și așa, este un pic înghețat atât doar, dar restul este super, super ok, așa că sper să reușim. Ia uitați deja ceata, am trecut de faza aia, este locul ăla cu ceață, deja am trecut de el. Da, este foarte, foarte fain timpul, avem ceva timp liber și sper din suflet să ne ajute Dumnezeu să putem lucra un pic la căsucă și, cum vă spun de fiecare dată, dragilor, nu uitați să apăsați butonul de abonare, este gratuit, un like, o distribuire, ca să intrăm în cât mai multe case, ca să le puteți urmări, ceea ce facem, că vă ținem la curent atât cât putem, atât cu viața din Viena, atât cu casa cu viața din Ungaria. Pentru că sunt foarte multe persoane care ne-au scris, locul, cum este, unde suntem, aprovizionarea, cum este viața în Ungaria, de-aia vrem să vă arătăm la fiecare. Și da, faptul că avem atâtea proiecte, sper să le putem duce până la capăt, zic eu. Și anul ăsta care vine, sunt multe. Dacă să ne ajută, Doamne, să fim sănătoși, o să le ducem la capăt. Sper din suflet, atunci când sunt gata, să vi le pot arăta și vouă. Pentru că am un video făcut chiar când am cumpărat casa, cum a fost și cum este noi, este al treilea an de când suntem la căsuca noastră. Și așa că sperăm ca în 5-6 ani să o punem la punct, să facem așa bijuterie, așa cum vrem noi. Și știi cum o să fie, așa un fel de modern cu rustic. Deci nu o să fie, avem multe lucruri care le lăsăm acolo, care ne plac foarte mult vechi. Și o să fie așa un modern cu rustic făcut așa, amestecat, pentru că o să arate ceva așa frumos. Vă mulțumesc pe această cale, Doamne ajută! Ceau, ceau! La vremea care este aici, nici n-ai cum să nu ieși, să nu te duci la grădină, nici n-ai cum să nu-ți placă să lucrezi. La vremea faină care avem afară, suntem în ianuarie și uitați ce timp fantastic este aici. Deci o climă ceva fantastic. Foarte, foarte faină vreme avem. Foarte faină vreme. Deci impecabil pentru a sta și a te încărca de energie. Abia aștept să ajungem la căsuță, să vedem ce este pe acolo, că n-am fost de mult. De aia stați cu noi, să vedeți până la capăt. Trebuie urmări neapărat până la capăt acest videoclip, ca să vedeți ce găsim la căsuță după destul de mult de când am fost. Avem plin de apă. Ia uitați ce de apă este aici. Înseamnă că a fost timp frumos și a plouat foarte mult. Deci nu a nins, a plouat aici. Se vede foarte multă apă pe câmp, ceea ce, ia uitați ce de apă este, belți întregi, ceea ce înseamnă că aici a fost destul de cald. Deci da, belți întregi de apă, înseamnă că aici au plouat foarte mult, că zăpadă nu a fost așa de multă, s-a topit și înseamnă că este, s-a plouat, înseamnă că a fost destul de cald aici, foarte multă apă, de aia pământul aici este foarte umed tot timpul, de aia se și fac toate foarte bine. Vegetația nu duce lipsă de umezeală, ceea ce este foarte, foarte ok.
zic eu, foarte ok. De-aia uitați ce bine arată câmpul, ce frumos, are apă din belșug. Vreau să vă arăt vremea care este aici la noi astăzi. Deci ne bucurăm enorm cu ținut cu noi universul și Doamne, Doamne, și ne ajută să lucrăm la căsutcă. Ia uitați cât de bine arată cerul, cât de albastru este, soare cât în cape. Avem un soare de nedescris, atâta este de frumos și de senin, deci nu se poate pune povestea. Nu se poate pune întrebarea. Deci, dragilor, da, muncim la căsucă, e foarte fain cerul afară, deci ceva de nedescris. Uitați-vă voi cum este timpul aici la noi. Uitați ce soare, acum dă soarele printre copaci, uitați cum arată. Doamne, ce senin! Și o căldură fantastică. Foarte, foarte frumos e afară. Foarte, foarte, foarte frumos. Deci nu avem cuvinte așa că se poate lucra la căsuță, Doamne. Vreau să vă arăt vremea care este aici la noi astăzi. Deci ne bucurăm enorm cu ținut cu noi universul și Doamne, Doamne, și ne ajută să lucrăm la căsutcă. Ia uitați cât de bine arată cerul, cât de albastru este, soare cât în cape. Avem un soare de nedescris, atâta este de frumos și de senin, deci nu se poate pune povestea. Nu se poate pune întrebarea. Deci, dragilor, da, muncim la căsucă, e foarte fain cerul afară, deci ceva de nedescris. Uitați-vă voi cum este timpul aici la noi. Uitați ce soare, acum dă soarele printre copaci, uitați cum arată. Doamne, ce senin! Și o căldură fantastică. Foarte, foarte frumos e afară. Foarte, foarte, foarte frumos. Deci nu avem cuvinte așa că se poate lucra la căsuță. Doamne, ajută! Vă îmbrățișez din nou cu drag, dragilor. Cum vă spun de fiecare dată, înainte de a merge mai departe, vă rog din suflet, apăsați butonul de abonare, o distribuire și un like, sunt gratuite. Vreau să vă arăt, nu se putea ca să nu vă arăt vremea asta frumoasă. Uitați cum arată curtea ianuarie. Doamne, zici că este din vis. Ia uitați-vă, frunzele pe jos. Uitați-vă ce minunată este natura. Uitați cum arată curtea la ora actuală. Doamne, în ianuarie, soare, uitați printre pomi, printre ramurile de pomi, de copaci. Soarele, ia uitați. Uitați-vă, dragilor, acolo în spate este nucul nostru mare, minunea noastră care ne dăm fiecare an nuci din belșug. Ori de câte ori culegem, cât le culegem de multe, tot mai găsim pe jos. De câte ori venim aici, mă duc pe la nuc și acolo trebuie să dăm foc la ce am adunat de pe acolo, crânguțe, ce am de prin copaci, s-au roscat bine, să dăm foc, dar aici numai sâmbătă se dă foc la vreascuri, așa că aici este o lege, numai sâmbătă și să stai lângă ele, sâmbătă seara se dă foc. Și aceea e până la ora, nu știu, maxim, 9 seara, 7, 8, 9, 10 maxim, nu știu exact, dar nu se dă toată noaptea. O să dăm foc la ele. Acest nuc, uitați-vă cum arată. Ce bine arată ramurile, ce frumos e și așa, cum e acum uscat în scheletul lui de pom, așa ca să-i zic, arată ceva de vis. Acest nuc, de câte ori venim, uitați ce ne dă. De câte ori vine, dar 4 mi intră în mână că sunt mari, nucile sunt foarte mari. Nu pot lua mai mult de 4, de câte ori venim, găsesc nuci pe jos, ori de câte ori caut, le găsesc. Tot timpul găsesc nuci de mâncat și încă sunt foarte, foarte ok, foarte bune. Deci arată, deci curtea noastră, iarna, toamna, arată cumva. Iar primăvara e plină de flori. Aici respiri aerul curat. Doamne, cât este de ok să respiri acest aer, să cum te încarcă. Și noi cum stăm toată ziua afară, cel puțin eu stau prin curte, cam de lucru prin curte, mai să curăț pe aici, că tot timpul este cea de curățat. Am văzut frunzele, acele frunze multe care le-am curățat, sunt doar de la 2 copaci, de la 2 luni. Câte frunze, cred că am avut vreo 10-15 roabe de frunze, doar de la 2 luni. Vă dați seama cât de bogată este vegetația aici? Se vede, totul este verde. Uitați-vă la braț, ce verzi sunt.
Deci brazii, aici este cireșul, care noi l-am văruit, pentru că noi îl văruim. Și v-am zis, mă sperie de... Sper să nu vină prea devreme acești mugurași. Sper din suflet să nu dea mugurul. Sper că deja e abia ianuarie, din nou o să îngheață și din nou nu o să avem anul ăsta, nu o să avem din nou cireșe. Sper să nu fie așa. Aici este un părgutui, piticul de la ăsta la altul mare, dar nu știu, aș vrea să-l tund un pic și pe ăsta, cred că de, o să-l tund din vârf un pic, pentru că nu știu cum se tunde, o să mă uit un pic pe Google să cum se tunde, dacă știți, scrieți-mi cum se tunde, să-i tai vârful, să-i tai lateralele, crenguțele, ca să-mi crească mai ok, și brazii sunt atât de verzi. Asta este fain, că toată iarna este verde. Și verdele înseamnă viață, doar știți. Așa că, dragilor, minunea noastră de curte, paradisul nostru, atât de mare, atât de fain. Eu nu am timp să mă duc de două, trei ori din capăt până în capătul curții, că atâta este de mare, ia uitați. Atâta este de fabuloasă, până dincolo, după braz, de, mai este un gard mai încolo, dacă se vede, acolo este al nostru. Și până dincolo, la gard, este iar al nostru. Foarte, foarte frumos. Deci o curte, vis, paradis. Aici poți să stai toată vara, să-ți faci, vorba aia, energiile, poftele, pozitivitățile, toate lucrurile bune care se pot întâmpla într-o curte, aici le poți avea. Deci toate lucrurile bune le poți avea. Iar acum cu soarele ăsta, parcă avem o energie și mai bună. Pur și simplu ne luminează și uitați aici, ne dă căldură, foarte fierbinte sunt razele. Uitați cum arată cerul, un albastru infinit, ceva de vis, ceva de vis, o minune să fie aici. Mulțumim Universului că am avut această oportunitate și avem această ocazie ca să avem această căsuță aici, unde e locul perfect, liniștea perfectă, aerul perfect și tot ceea ce ai nevoie. Tot ceea ce ai nevoie. Și ieșim de la aglomerația de oraș, ieșim de la nebundeala aia de oraș, de la zăpăceala aia de la oraș. Lumea o să spună, da, dar la oraș așa este. Din, la oraș e un pic mai stresant, pe când aici ai o liniște fantastică, cum nu se compară nicăieri altundeva. Doamne ajută numai bine! Vă mulțumesc fiecare în parte că sunteți alături de noi și o să vă ținem la curent cu tot ceea ce facem. Soțul lucrează în casă, poate se aude. Vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi pentru comentarii, pentru like, pentru abonare, pentru absolut orice fiecare. O zi bună vă doresc din suflet, din inimă vă salut și pe data viitoare! Aici avem un brăduț pe care urmează să-l punem în grădină, pentru că nu este deloc înghețat timpul. Mâine, dacă este tot așa soare ca astăzi, că a fost un cer senin astăzi, dragilor, doamnei, zice că e vară. Aici trebuie la pom să mai fac curat, pentru că și aici sunt flori, am pus tot așa flori, trandafiri am mai pus, avem de făcut curat. Da, dragilor, aici în spate, unde se vede căsuța acolo în spate, aici între pomi, iar o să fie... verde, tot verde, și acolo în spate o să fie iar tot verde. Da, avem unde să punem iarbă, dar când o să fie așa de asta, deocamdată nu avem iarba pusă. Trebuie să îndreptăm frumos pământul și pe urmă să semănăm iarbă. Și bineînțeles că o să arate foarte ok. Și roată pe lângă copăcei, o să punem niște cauciuc sau ceva de genul, ca să atunci când tungem iarba, ca să nu lovim copăcei, pomii care avem. Așa că Doamne ajută! Bună, 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 dragilor! Vă salut cu mare drag! Ia uitați aici, o seară, cum arată o seară, am făcut curat la pom, toate frunzele le-am adunat, le-am... Ia uitați ce, am curățat tot ce se poate curăța. Tot am curățat picobilul și aici la bordură, am tuns, am curățat, ce-a fost de curățat, frumos, arată super ok acum. Și la primăvară stăm să mai facem, să vedem ce mai facem, pentru că asta nu este gata, v-am zis. Aici nu este... deloc gata încă. Atâta trandafiri am pus, mă gândesc măcar din cât am pus, în vreo 15 trandafiri. Mă gândesc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, că unul meu este afară, 13 trandafiri. Sunt și sper că din 13 să mi se prindă măcar 5, zic eu. Uitați aici frunzele, foarte tare deja s-au prins trandafirii. Și aici am și verdețuri, aici are, am pus plin de trandafiri, am măturat, am curățat frumos, nu știu cât de bine se vede.
am curățat, am măturat toată frunzărea aia, am adunat-o. Da, numai că aici văd că este foarte mult verde, trandafirul deja dă frunze. Da, deja dă frunze, aici e foarte cald. Uitați aici, trandafirii, floarea. Uitați aici, în sticlă ce am. Uitați aici, floarea asta, ce bine arată, uitați trandafirul. Și l-am văzut acolo la cireș, dragilor, că deja încep să dea boboci și mi-e foarte frică. Mi-e foarte frică că o să dea mai devreme. Mi s-a prins becul, că se prinde automat becul. Că o să dea mai devreme, mi-e foarte frică că o să dea mai devreme și o să rămânem fără. Uite aici, brăduțul nostru. După terasă, să crească brăduțul, l-am curățat până aici ca să nu ne deranjeze, că o să vină și balustradă. Aici ăștia doi stâlpi o să vină jos, da, de aici, ca să avem loc să ieșim, sau măcar unul din ele. Unul cred că o să-l dea soțul la o parte. Nu știu, să vedem care se hotărăște să-l dea. Și uitați-vă, dragilor, la bradul ăsta. Wow! Spuneți voi ce înseamnă, de când am venit până acum, acolo ne avem remorca, de când am venit până acum, am stat afară și am muncit. Ce plimbare să mai caut pe domnul de la bloc. Hai că vreau să ies un pic la plimbare, că e soare afară. Ce domnul să ieși la plimbare? Uite aici, afară. Uite aici, plimbare. Toată ziua am stat în curte și am muncit. Ia uitați aici, n-am intrat în casă. Avem liber și uitați aici. Uitați bradul ăsta ce frumos e de noaptea. Fără cuvinte. Până sus la cer. Iar pe cer nu sunt stele, nu este nimica, este absolut întuneric, beznă. Mai se vede cât o stai aici, colo, nu știu dacă vedeți voi. Ia uitați, acolo se vede ceva. Cât o stai pe aici, pe colo. Ăla cred că nu e avion. Am crezut că e avion. Că mai trec avioanele. Ia uitați ce beznă este la noi în curte. Vreau să punem peste tot lămpi solare. Ia uitați, bradul ăsta. Foarte frumos. E celălalt de dincolo. Și mai încolo mai avem, dacă se vede între, aici este Vișinu, mai trebuie să-l tundem de pe la poale. Și haideți că vreau să vă arăt ceva. Haideți că vreau să vă arăt, o să vină bestial aici. Mi-ai curat frumos, am curățat frumos, am măturat toate frunzele, e super fain, uscat. Acum să vedem cum o să recurcă celelalte zile, că mai este până la primăvară. Aici am astupat toate florile, vedeți, cu nylon. Ca să nu ni se... și aici palmierul, ca să nu se înghețe. Și uitați-vă voi la alunii mei, deja bungurii care sunt, ia uitați. Deci nu vine să crede la ceva. Am impresia că aici a fost foarte cald. Nu știu cât de bine se vede. Toate cele puncte albe sunt bugurei. Și nu-mi place, pentru că e abia sfârșitul ianuarie, dragilor. Deci nu e ok. Nu e ok deloc. Nu e ok deloc, nu s-a gătat ianuarie. Sper și tot așa, sper și la... Ia uitați aici. Ia uitați-vă voi. Ia uitați-vă. Ce înseamnă asta, domnule? Deci așa ceva. Sper să nu. Sper din suflet ca să nu se apuce de prea devreme, că februarie o să fie dezastru, îngheț. Probabil că și în martie. Deci e prea devreme. Locul meu l-am curățat, l-am frumos unde să muncesc eu. Aici sunt plăcile care vin pus în spate, pentru că o să facem drum de mers cărare prin ogradă ca să nu mergem prin oroi. Deci totul este programat, materiale avem, doar timpul ne trebuie. Locul meu o să vină acoperit, unde muncesc toată vara, unde facem un grătarel, așa că Doamne ajută! Cum vă spun de fiecare dată, dragilor, nu uitați să apăsați butonul de abonare ca să le puteți urmări pe mai departe, pentru că să știți că chiar ne-am a rămas surprinși că foarte multă lume ne întreabă una alta și chiar sunt curioși cu ce facem noi. Și pe la căsuță, curtea este foarte curată, piatra asta pe care am pus-o arată super ok, deci nu mai este noroi, nu mai este nimic, apoi o să vină cealaltă piatră, e foarte, o idee foarte bună. Pe aici, ce vreau să vă arăt acum, dragilor, nu se vede bine că este noapte, n-am cum să vă arăt așa de bine. Este mai întuneric, am lumină destulă, dar totuși n-am chiar peste tot. M-a întrebat domnii care unde o să-mi pun iarbă. Uitați aici, este fântână, așa asta vine refăcută.
total. E bine așa cum e deocamdată, pentru că este din ciment, uitați, de aici, de la bordura asta, de la piatră, până la perete și așa încolo mult. Avem foarte mult încolo, pământul ăla vine nivelat, iar încoace înapoi, pe lângă nisip încolo și aici mai vine, vine pusă iarbă. Aici o să fie tot verde, pe lângă copaci o să fie tot verde și în partea asta o să fie numai piatră. Aici o să avem tot verde, flori și ce urmează să vină. Și încolo mult în grădină o să fie verde și acolo în față unde este acum căsuța de scule o să fie iară verde.